Ce v-a impresionat în România de ați ales-o să vă fie a doua mamă? Eu am simțit că ceva s-a întâmplat pe partea aceasta a Europei înainte să ajung. Am vizitat pe Prag în 93 și am văzut că nu înțeleg. Nu pot să zic deloc, dar că nu înțeleg multe lucruri. Și de acolo a pornit ideea să călătoresc, să emigrez în Europa de centrală, Europa de Est. Și încet, încet, m-am îndrăgit foarte mult de România și de povestea voastră, de felul în care ați reușit să continuați într-un fel sau altul în mijlocul unui context foarte dificil. Și cred că, ca ai zis, a doua mamă. Eu cred că cei care au jertfit sau suferit cel mai mult în toate povestea sunt eroile feminini, mamele, soții, nu? Care au trimis băieții și copii la tot fel de jertfe inutile uneori. Așa că, da. Cum să nu îndrăgești pe România ca o mamă în ei? Da. Care sunt trăsăturile poporului român care îl definesc unic în Europa? Am gândit mult la asta și foarte pe scurt îl văd cinci trăsături importante. Limba română, credință, sunteți singurul popor latin-ortodox. Chiar asta singur ar fi o trăsătură fenomenal de important. Carpați, sunteți copii ai carpaților. Un fel de lupus tacicus omus din Carpați. Tradițiile vii. Și nu în ultimul rând, jertfa, despre care am pomenit mai devreme. Care sărbătoare v-a impresionat la poporul român? Descrieți obiceiurile acestei sărbători. Mai multe sărbători, dar probabil primul care am văzut, care m-a impresionat și foarte mult și probabil a rămas întipărit, bineînțeles, este sărbătoare de înviere. Pentru că noi nu faceam cum faceați voi, cu simbolism atât de puternic, toată lumea la biserică, cu luminări, cu... Da, e foarte frumos, foarte simbolic, foarte impresionant. Descrieți sărbătoarea Paștelui pe care ați trăit aici în România. Cred că cea mai frumos memoria mea a fost într-o biserică mică în mijlocul Bucureștiului, în cartierul în care am locuit. Lângă strada Batiște, chiar în kilometru zero aproape. Dar pe străzele uitate în spate, era o biserică, este o biserică mică și am ajuns acolo și cu minute înainte de miezul nopții s-a stins toate luminile, dar toate luminile. Deci era beznă înăuntru. Nu se vedea nimic decât scânteia la un moment dat în spatele altarului, o luminarie care a devenit 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 și tot interiorul iluminat ca un val care venea. Poți să te încarci o viață dintr-un singur moment. Și fiecare înviere mă gândesc la momentul respectiv, pentru că despre asta e vorba, de la focul viu din interiorul fiecare dintre noi. Și ce recomandați copiilor pentru a-și păstra identitatea românească? În primul rând, să vă bucurați de faptul că sunteți român. Pentru
Pentru că sunteți un popor de artiști. Un popor creativ. Hainele pe care port, de exemplu, sunt hainele viu. Sunt hainele făcut de mână, cap-coadă, cu atât de drag, încât le port ca și hainele sacru. Mătușă Pălăguță, din Harnicești, care a făcut această cămașă cu mâinile ei când avea 20 de ani, pentru soțul ei, când s-au căsătorit. Și ea acum, la vârsta de 77 de ani, și mi-a dăruit-o acum 3 ani, după ce a murit soțul. Și astăzi ea, încă la vârsta asta, face o cămașă din asta, are 2 pereți de ochelari, are o viață, e ca un copil, când întâlnești cu ea, dar în același timp are profunzime unui pusnic. Trăiește viața incredibil de profund. Viața exterioară oglindește ce este înăuntru. Și așa e foarte interesant, foarte, foarte important și valoros să nu știu, să cultivăm creativitate, pentru că asta e un produs creativ. Nu poți să faci asta dacă nu ești un om creativ și pasionat de artă. Și așa că să recunoașteți că sunteți un popor de artiști. Probabil și din asta sunteți un popor care nu neapărat lucrați ca o echipă tot timpul. Și asta e o dramă în care trăiți. Descoperiți artistul în tine. Asta ar fi secretul păstrării identității naționale. Mulțumesc!